Buona sera. Good evening. I'm honored to be a part of this great evening and thank you, Senator Titus, for inviting me to be here. Sunt onorat să fac parte din această seară extraordinară. Mulțumesc domnului senator Titus pentru invitație. For 20 years now, I've had the great honor and privilege of serving the churches and business leaders here in Romania. Timp de 20 de ani am avut onoarea să slujesc comunității oamenilor de afaceri și altor lideri de aici din România. I've had the privilege of ministering to returning and going missionaries from Romania serving all over the world. Am avut privilegiu să fiu alături de misionari care au plecat din și către România în toată lumea. And through your service and sending, it has lifted up many people and brought hope to many nations. În cântecul vostru, în slujirea voastră, ați adus speranța în multe națiuni. The missions organization that I've had the privilege of leading for the last 20 years is Teen Challenge of Southern California. Am lucrat îndeaproape cu organizația Teen Challenge din California de Sud. We will be celebrating 60 years of service to those who are addicted, families and individuals being freed by the power of the gospel. Vom sărbători 60 de ani de când lucrăm și eliberăm pe oameni de adicții prin puterea Evangheliei. Countless families and individuals have found freedom and serving here with the Teen Challenge Ministry in Romania for the last 20 years has been one of my greatest joys. Iar una dintre cele mai mari bucurii ale mele este faptul că 20 de ani se aniversează curând de când același lucru îl sărbătorim aici în România și anume că zeci de familii se bucură de aceeași eliberare de dependențe. I honor all of you who are serving in leadership, whether in government or in business or in the local churches. Vreau să vă felicit, să vă onorez pe cei care lucrați în domenii de conducere, atât în guvern, în autoritățile statului sau în alte organizații. God bless you for your service and for making impact here in this nation and around the world. Dumnezeu să binecuvânteze activitatea dumneavoastră, serviciul dumneavoastră și impactul pe care l-aveți aici, atât în România cât și în lume. In Proverbs chapter 11 verse 14. În Proverbe 11 cu 14. The Bible reads, whatever without wise leadership a nation falls. Scriptura spune următoarele, capitolul 11 versetul 14, fără conducere înțeleaptă, o națiune cade. But there is safety in having many advisors. Dar siguranța vine din numărul mare al consilierilor. In 2 Chronicles chapter 31 verse 20. În 2 Cronici capitolul 31 cu versetul 20. It reads, this is what Hezekiah did throughout Judah. Este spus, iată ce a făcut Ezechia în toată țara lui Iuda. He did what was good, right and true. A făcut ceea ce este bine, corect și adevărat. Before the Lord his God. Înaintea Dumnezeului său. And as a result, the nation prospered and all of its people were at peace. Și ca rezultat, întreaga națiune a prosperat și tot poporul a trăit în pace. As a king of Judah, he was a powerful political figure who served and honored God with his life. Ca împărat al lui Iuda, a fost un împărat care a slujit poporul din ipostaza sa politică. Matthew chapter 5 verse 16 says, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Matei 5 cu 16, capitolul 5 versetul 16 spune: fă în așa fel încât faptele tale bune să lumineze pe toți, ca oamenii văzând faptele tale bune să dea slavă lui Dumnezeu care este în cer. The burden and vision of leadership continually requires a rebalancing. Povara serviciului public are nevoie mereu de o reechilibrare. We carry the burden of current needs and concerns, but at the same time we must create a compelling vision that pulls us into the future. Purtăm poverile curente și ceea ce ne preocupă, dar în același timp avem nevoie să fim atrași de viziunea care ne duce mai departe. I'm so grateful for this National Prayer Breakfast event. Sunt foarte bucuros de acest eveniment al micului dejun cu rugăciune național. Because the fact that you would schedule this time of reflection speaks volumes about wise leadership. Pentru că momentul pe care l-ați ales pentru acest timp de reflecție
vorbește foarte mult, vorbește enorm despre valorile conducerii acestei țări. And also for your great desire to have God's blessings of mercy and grace on the nation of Romania. Cât și de dorința dumneavoastră de a avea binecuvântarea lui Dumnezeu, harul său peste țara noastră, peste România. Psalm 33 verse 12 states, blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen for his own inheritance. Psalmul 33 cu 12 spune așa: binecuvântat este neamul acela al cărui Dumnezeu este Domnul, acel popor care l-a ales pe Dumnezeu să îi fie conducătorul și moștenirea. This verse speaks of God's goodness. Acest verset vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. And I believe that God has chosen this nation. Și cred că Dumnezeu a ales această națiune. And the wonderful people of Romania. Și poporul minunat al României. For his own special inheritance. Pentru a fi moștenirea sa specială. To give a legacy of love and peace. Pentru a oferi o moștenire de dragoste și pace. To this region and throughout the world. Atât acestei regiuni, cât și lumii întregi. When you are kind and welcoming. Când voi sunteți amabili și ospitalieri, through your gifts of generosity and hospitality, prin darurile voastre de bun venit și generozitate, it changes the hope and the destiny of those who receive them. Aceasta schimbă destinul de speranță al celor care primesc darurile voastre. As you share the goodness that you receive from God, la fel cum voi împărtășiți bunătatea pe care Dumnezeu vă oferă, the blessing of God will always remain upon you. Binecuvântarea lui Dumnezeu întotdeauna va rămâne cu voi. The parable of the good Samaritan found in the teachings of Jesus Christ our Lord. Parabola samaritanului milos, așa cum se găsește în învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, is really emblematic of the heart of a generous people. Este chiar emblema unui popor generos. Familiar story that we can all remember. It's a story that we can all relate to. Este o istorie de care toți ne putem aminti, față de care toți ne putem simți familiari. A stranger was traveling on a journey. Un străin era într-o călătorie. He was beaten up by robbers. A fost bătut de tâlhari. And left to die. Și lăsat să moară. But a stranger came along. Dar a venit un străin. And he bound up his wounds. Și i-a legat rănile. Paid the price for his care. A plătit prețul îngrijirii sale. Demonstrating the heart of love. Și a demonstrat o inimă iubitoare. A great lesson from this story. O mare lecție din această istorie. Is that our neighbor is all people in the world. Este că vecinul, semenul meu căzut, sunt toate popoarele lumii. All who suffer. Toți cei care suferă. All who have difficulty. Toți care trec prin greutăți. They are our neighbors. Ei sunt semenii noștri. Acts 17:26 says God has made of one blood all people of the earth. Fapte 17:26 spune că Dumnezeu i-a făcut pe toți ieșiți dintr-unul singur. If we say we love others, dacă noi spunem că iubim pe love ceilalți, carries with it obligations, dragostea poartă cu sine obligații, expectations, așteptări and commitments, și angajamente. And mercy is a compassionate treatment of those in distress. Iar mila este tratarea plină de compasiune a celor aflați în necaz. Especially when it's within one's power to punish or to harm them. Mai ales atunci când cineva poate să aibă putere fie să-i pedepsească sau să-i rănească. Or to just be complacent and not care. Sau pur și simplu poate să fie indiferent față de nevoile lor. Romania is a caring people. Românii sunt un popor plin de preocupare și grijă. For the last 20 years I've been here many, many times. În ultimii 20 de ani am fost frecvent aici. Participated in weddings. Am participat la nunți. Participated in funerals. La înmormântări. Participated in the birth of new children in the family. La nașterea unor noi copii în familie. I have 8 grandchildren of my own. Am și eu 8 nepoți. And you value family. Și știu că voi iubiți, apreciați familia. And that blesses my heart so much. Iar aceasta îmi binecuvântă inima atât de mult. Proverbs 14:34 says this. Proverbe 14:34 spune următoarele. Doing right brings honor to a nation. A face bine
oferă onoare, oferă cinste unei națiuni. But sin brings disgrace. Dar păcatul aduce rușine. On this national day of prayer, în această zi națională de rugăciune, I commend and bless the great nation and peoples of Romania. Vreau să apreciez marea națiune și oamenii din România for your generous hearts and your generous deeds. Pentru inimile voastre generoase și pentru faptele voastre generoase. The good works and deeds that God has prescribed for all people. Faptele acestea bune pe care Dumnezeu le-a scris mai dinainte ca să pășim în ele include prayer. Includ rugăciunea. Generosity and charitable service. Generozitate și serviciu caritabil. Just governance. Guvernare dreaptă. And living out the commandments of the Bible. Și trăirea poruncilor din Sfânta Scriptură, din Biblie. In doing so, făcând astfel, we live in front of all of the world. Trăim în fața întregii lumi. And we glorify God. Și îl slăvim pe Dumnezeu. As we showed to everyone. După cum manifestăm lucrul acesta tuturor. That we are our brother's keeper. Că noi suntem chiar păzitorii fraților noștri. God bless Romania. Dumnezeu să binecuvânteze România. God bless Romania. Dumnezeu să binecuvânteze România. In the name of Jesus. În numele lui Isus. Amin. Amin. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze.